Bună seara, prieteni dragi! Ca de fiecare dată vă mulțumesc că sunteți selectivi la Selectiv cu Dan Bucura. Ei bine, dragii mei, am reușit și noi să avem guvern. Acum, să dea drumul la treabă, să ajunește Dumnezeu să scăpăm și noi de criză, de criza sanitară, de aia economică, de probleme. Am hotărât că acum, dacă tot s-a stabilit lista miniștilor, cine sunt oamenii care ne vor conduce, să revenim și la emisiunile cu tentă politică. Știți că ultimele două, trei am refuzat să avem astfel de discuții și dezbateri pentru că nici nu știam despre ce e vorba și ne cam săturasem. Cred că și eu, dar mai mult dumneavoastră, de politica asta și de luptele astea ieftine. E bine, astăzi vom avea un invitat, vi-l prezint imediat, însă vreau să mai spun câteva lucruri despre guvernul pe care tocmai îl avem. Așa cum știți, s-a mai întâmplat să le schimbăm guvernele astea, totdeauna eu unul, și așa o să facem și la Selectiv, dau așa zisa lună de miere guvernului. Bun, luna de miere în cazul guvernelor nu poate fi chiar calendaristică, așa că o să fie undeva, zic eu, la două luni și jumătate, maxim prin februarie. Deci până atunci îi ascultăm pe oamenii aceștia, vedem ce fac, ce organizează, cum pun lucrurile la cap și după aceea, dacă nu fac bine, îi vom tăvăli, așa cum știți foarte bine, din toate punctele de vedere, până fac cum trebuie. Până la urmă, noi suntem cei mai importanți în ecuația asta. E bine, revenind la emisiunea de astăzi, dragii mei, noi românii am fost așa din istorie o țară preponderent agricolă. Da? Noi trăiam din agricultură. Industria mai târziu, după război, s-a pus ea, comuniștii au pus-o pe picioare, dar noi istoric am fost preponderenți agricoli. E bine, noi în guvernul trecut, la agricultură, am avut un dezastru de ministru. Am mai spus-o aici la Selectiv, nu e prima oară. Și o spun de câte ori am ocazia. Un dezastru, da? Vă amintiți cu toții cum țipau patronatele aici, în emisiune, la mine, la B1 TV, cum spuneau, e imposibil și inadmisibil ca un an jumate să nu fim solicitați la o discuție oficială la minister, să ne aliniem și noi, să ne spunem păsul, să vorbim de agricultură, să vorbim de irigații, de zootehnie, de ce Dumnezeu aveau și ei nevoie. Nimeni nu i-a ascultat. Mut ca o lebădă. Exact așa a fost, din punctul meu de vedere, domnul ministru Oros. De ce o fi fost așa? Sincer, poate nici nu mai contează. Fuse și seduse, vorba românului. E bine, dacă domnul Oros a plecat, îl salut pe această cale pe primul ministru ce vine în studioul Selectiv, nu prim-ministru, ci primul dintre miniștrii cabinetului Ciucă, pe domnul Adrian Chesnoiu. Bună seara, bună domnule seara ministru! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Să știți că sunteți primul ministru normal, de-abia s-a pus guvernul, ce vine în studioul nostru la Selectiv, așa că o să vă iau ușor, nu o să vă bag nici în zona politică. Mă interesează mult mai mult ce veți face acolo și cum veți salva această ramură extrem de importantă. Vreau prima întrebare să fie și generică, dar și care să necesite un răspuns foarte aplicat din partea noastră. S-a spus, de fapt am văzut, în PNRR agricultura nu prea s-a prins. Nu există. La minister, asta ne spuneau specialiștii, patronatele, n-au avut cu cine discuta. În ceea ce privește banii, puțini s-au redirecționat. Ce e cu ministerul ăsta? E oaia neagră a guvernelor din ultima vreme? Sunteți cenușăreasa sau veți fi cenușăreasa acestui guvern Ciucă? Care e ideea cu toate lucrurile astea? Exclus să fim ultimul minister într-un guvern. Agricultura își merită locul ca importanță în structura statală și cred eu că s-a făcut o greșeală fundamentală, anume aceea că agriculturii s-a dat o atenție mai scăzută atunci când se vorbea de împărțirea portofoliilor sau altceva. Poate acum a fost primul guvern de coaliție când agricultura a fost pusă în primele 5 domenii ca importanță de Partidul Social Democrat și iată că am reușit să obținem acest greu portofoliu pentru că munca la Ministerul Agriculturii nu este una ușoară. Cauzele pot fi o parte cele expuse de dumneavoastră cauzate de un management defectos despre care nu o să discut niciodată, pentru că nu mă raportez la grea o moștenire în activitatea mea, ci mă raportez la
problemele existențiale. Asta e o premieră, ne-am obișnuit cu guvernanții care niciodată încep cu greaua moștenire. Niciodată nu o să mă auziți spunând că am moștenit ceva greu, pentru că problemele din agricultură... Ați spus ceva ce mi-a atras atenția. Ați spus că Partidul Social Democrat are în atenție mult mai mult decât alte partide și alte zone acest minister și această zonă. Să fie și din cauza faptului sau datorită faptului că acolo e bazinul electoral major al partidului dumneavoastră? Nu, este datorită faptului că importanța agriculturii este una care afectează întreaga populație a României. Imaginați-vă, și nu vreau să facem un scenariu din acesta apocaliptic, dar trebuie să ne imaginăm ce ar însemna o națiune și un popor fără hrană. De aceea agricultura, așa cum a spus și dumneavoastră, suntem o țară preponderent agrară, cu o tradiție milenară în creșterea animalilor, în cultivarea cerealelor, în ameliorarea și producția de vin, da? Sau struguri în România. Sunt lucruri care contează foarte mult. De aceea importanța agriculturii pentru un partid responsabil trebuie să fie în primele 5 domenii de activitate. Și eu sunt absolut convins că așa cum am gândit programul de guvernare, așa cum am discutat cu conducerea coaliției, programele benefice pentru sectorul agricol din România își vor găsi finanțarea în bugetele viitoare. Să mergem punctual pe finanțare puțin mai încolo, însă vreau să ne întoarcem la PNRR, pe care l-am invocat și eu și dumneavoastră în discuțiile noastre. PNRR, planul ăla celebru cu 30 de miliarde aproape de euro ce vor veni banii ăștia peste noi românii. În capitolul agricultură n-am reușit să introducem nimic în nimic. Acel PNR. Absolut nimic. Ne dusesem cu programul de irigații, ne-am mai dus cu încă ceva. De secare, bazinele, absolut nimic. Acele depozite de stocare. Întrebarea mea către dumneavoastră acum că ați văzut ce s-a întâmplat și aveți frâiele ministerului. Credeți că am fost noi incapabili să le comunicăm celor de la Bruxelles câtă nevoie am fi avut să avem în acea halcă europeană bani pentru agricultură? Sau a fost, nu știu, n-au vrut europenii să ne accepte, să ne dezvoltăm zona asta? Deci ce a fost? Incompetență, interdicție, prostie? Incompetență. Despre asta putem vorbi. Nu am fost capabili, de fapt nu noi, că nu aveți dumneavoastră nicio vină și nici cetățenii români n-au nicio vină, ci cei care au condus destinele agriculturii, cei care au avut frâiele guvernării și mai ales cei care au negociat capitolele importante din PNRR cu Comisia Europeană, n-au avut habar despre ce trebuie să facă într-o negociere cu factorii decizionali de la Bruxelles. De ce vă spun acest lucru? Pentru că avem exemplu Spaniei, avem exemplu Italiei, avem exemplu Bulgariei. Țări care au reușit să-și prindă în capitolele negociate pe PNRR componenta de irigații, de desecare și alte intervenții punctuale fundamentale ca să-și sprijine agricultura. La noi nu s-a putut pentru că n-a existat pe de o parte comunicare proactivă între Ministerul Agriculturii și Ministerul Fondurilor Europene și de cealaltă parte faptul că nu cunosc mecanismele de negociere la Bruxelles. Mi s-a vândut altfel la vremea respectivă, atunci când și noi păream revoltați cum de ne-au scos acele două capitole cu irigațiile și cu desecările, nouă ni s-a vândut altfel. Ni s-a spus inițial PNRR-ul nu acoperă astfel de investiții, vor fi acei bani regăsiți pe alte axe europene. Eu v-am dat dovada, într-adevăr. Trebuie să înțelegem alții ceva. Alții au putut, asta e cea mai clară. Sunt alte linii de finanțare care sunt complementare, pentru că acele linii de finanțare la care făceau ei referire vizau infrastructura secundară de irigații, care într-adevăr se poate acoperi o anumită parte din Fondul European de Dezvoltare Rurală. Dar componenta principală, sistemul principal de irigații, în care noi avem un plan național de investiții în irigații, evaluat la aproape 1 miliard de euro, nu a fost cuprinsă. Știți ce a fost? Reavoință. V-am dat exemplu și eu am fost președinte. E alucinant ce spuneți dumneavoastră. E ca într-un organism în care artera principală sau vena principală nu se poate despunda, curăța și noi vom lucra la capilare, la vinișoare, la lucruri de genul ăsta. Păi și asta mare, importantă, bănuiesc că implică cele mai mari costuri. Nu? Implică cele mai mari costuri și noi acum, nu le avem acum suntem, de Europa. Nu, și acum suntem forțați să le cuprindem în bugetul național și să încercăm să reparăm puțin. Din bugetul acesta limitat trebuie să acordăm o atenție și voi acorda o atenție deosebită irigațiilor. Pentru să le că avem este un capitol la cheie, important. Domnule ministru, vă întreb. Da, dacă va exista stabilitate politică, coerență
management performant în Ministerul Agriculturii și la nivel guvernamental le vom avea. Altfel vom vedea în continuare cum curge apa de la Del la Vale, pe Dunăre și pe râurile principale și plantele și agricultorii, fermierii României vor sta și se vor ruga în continuare la Dumnezeu să plouă. Eu ce pot să vă garantez și le garantez fermierilor români? Că pentru capitolul de irigații din bugetul Ministerului Agriculturii nu voi face rabat de la niciun efort pentru a putea să investim cât mai mult, cât mai repede foarte și cât important mai bine. Pentru că majoritatea agricultorilor cu asta încep atunci când îi întreb care e marele bai. Domnul Bucura, o plantă pentru a crește are nevoie de trei elemente. De sol, de apă și de lumină. Lumina ne-o dă Dumnezeu, solul și pământul ăsta strămoșesc că l-avem, slavă Domnului, apa ne-o dă doar Dumnezeu sau stăm puterile noastre să o aducem la plantă. Noi încă așteptăm de la Doamne, nu? Cam asta e moral. În momentul de față am rămas doar cu investițiile pe care am reușit să le facem în perioada 2015-2019. Pentru că, așa cum v-am spus și de aceea v-am spus că este vorba de rea voință, s-au stopat achiziții publice care nu trebuiau decât să se semneze contractele și să intre în execuție. Deci au fost anulate. S-a întâmplat lucrul ăsta? Adică asta de ce ar face cineva lucrul ăsta? E o tragedie, e o catastrofă? Eu am mers doar pe rea voință ca să nu merg pe sabotarea intereselor naționale. În rea voință probabil ar trebui să introducem și prostia. Asta e de la mine, nu spuneți dumneavoastră. Bun, haideți, înțeleg că o parte o să fie pe efort bugetar. Bugetul ăla slăbit de care toți vorbesc că e tot mai mic și tot mai suferind. Dar de componenta europeană totuși, ce mai putem salva, nu în PNRR, pe alte căi, la ce să aplice oamenii sau ce va aplica ministerul, ce se va întâmpla cu banii europeni? Eu vă spun ce se întâmplă azi în minister, pentru că la dumneavoastră în emisiune vin direct din minister. Există două componente. Componenta aceasta națională despre care am discutat, componenta europeană pe care ați deschis-o dumneavoastră în analiza noastră. Aici, la fel, nu am renunțat la ideea și vă spun la modul cel mai sincer, pe 11 decembrie fac prima deplasare oficială la Bruxelles în calitate de ministru și este un subiect pe care îl voi aborda cu domnul comisar european pentru agricultură, pentru că nu trebuie să renunțăm la acest lucru. Politica agricolă comună care a fost votată marți în Parlamentul European vine cu anumite restricții și condiționalități pentru agricultura statelor europene, care va crea mai multe decalaje decât cele care există astăzi. Și atunci dacă ne impun și politica europeană impune condiționalități, este de datoria noastră ca miniștri în guvernul țării să mergem la Bruxelles să-i convingem ca la prima posibilitate de renegociere a PNRR-ului să aibă în vedere aceste condiționalități. Și eu vă spun cu tărie, din discuțiile pe care le-am avut cu factorii de decizie de la Bruxelles, că Planul Național de Redresare și Reziliență se poate renegocia. Doar ne trebuie inteligență, determinare și cunoașterea mecanismelor europene de luare a deciziilor. Și eu cred că în momentul de față le avem. Diferit față de PNRR, avem Planul Național Strategic. Planul Național Strategic practic vizează evoluția agriculturii românești din 2023 până în 2027 și în continuare noua politică 2027-2034. Pentru că ciclurile de finanțare la nivel european nu se încheie la mecanismul N+2. Anumite decizii care au fost luate în această perioadă fac ca astăzi să ne aflăm într-un moment de răscruce care va viza agricultura și celelalte domenii la nivel european în următorii 30 de ani. Vorbim de Pactul Verde European, vorbim de strategia de la fermă la furculiță, vorbim de strategia pentru biodiversitate, de pactul de acțiune în domeniul ecologic. Aceste lucruri, dacă nu suntem suficient de inteligenți să le transformăm în oportunități, ne vom plânge permanent că iarăși am pierdut ocazia de a fi în ton și în aceeași viteză cu statele dezvoltate din Europa. Și eu vă garantez că la Ministerul Agriculturii și în domeniul agriculturii nu va fi așa. Din discursul dumneavoastră, de altfel interesant și vulminant până la urmă, sunt sceptic la un singur aspect. Ați spus cum vom negocia cu Uniunea Europeană. Da. Pentru telespectatori, sunt convins că dumneavoastră știți, am să spun eu o scurtă poveste. Ea datează de acum vreo 15 ani, dar a avut efecte și are în continuare. Acum vreo 15 ani, plus minus un an, că na, am îmbătrânit și mă mai lasă memorie, am avut în România primul focar de pestă porcină africană, undeva în Timișoara, la o fermă de acolo. Repet, acum 15 ani.
Bineînțeles, pe principiile europene și pe politica europeană, în momentul în care a avut primul focar de pestă, s-a terminat cu exporturile. Deci, la revedere, ce am mai consumat, am consumat pe aici. Vreme de 10 ani după prima restricție, poate și mai bine, deși eradicasem complet de pe teritoriul României pesta porcină, nu mai era nicio problemă, 10 ani, dacă nu mă înșel, și mai bine, România n-a fost capabilă să ceară Bruxellesului să ne ridice acele interdicții, să putem concura și noi cu carnea de porc pe piața Uniunii Europene. Am spus asta și în paralel, și după aceea vă las să comentați, am spus asta pentru că în urmă cu 3 ani, cred, vecinii noștri polonezi aveau nu unul, nu două, aveau vreo 7-8-10 focare și reușiseră să aibă derogare de la Uniunea Europeană pentru că chipurile izolaseră acele focare și încă exportau carne în Uniune. Noi 10 ani de zile n-am fost capabili și vreau să vă spun, dragi telespectatori, o să las pe domnul ministru, dar am ținut să fac această precizare, că am discutat cu cineva din zona respectivă, din aparatul de stat, despre chestiunea asta cu 10 ani, poate și mai bine, de interdicție și mi-a spus așa, știți ce ne-au spus europenii, domnul Bucura? Că n-am venit să cerem, că n-am fost capabili să cerem, că ne-o ridicau mai devreme, nu trebuia să stăm 10 ani sau 12. Vedeți de ce sunt sceptic cu privire la modul în care negociem, domnul ministru? Nu zic că dumneavoastră, ca om, nu ați fi capabil să negociați. Dumneavoastră aveți niște subordonați. Să dea Dumnezeu ca dumneavoastră să rămâneți acolo cât mai mult. Plecați dumneavoastră, vine altul, care are altă viziune. Și noi cu negociatul n-am fost capabili, nu? Vă rog. Trebuie să punem fundamentele în fiecare instituție publică, astfel încât schimbarea ministrului sau decidentului politic să afecteze cât mai puțin instituția respectivă. Dacă discutăm de negociere la Bruxelles, aici trebuie să cunoaștem anumite elemente. În momentul în care mergi la Bruxelles, omologii tăi și partenerii de dialog te privesc prin prisma interesului propriu. Corect. Dacă noi nu putem să mergem la Bruxelles să le explicăm că agricultura României, zootehnia românească, industria alimentară a României are particularitățile ei, specificul național și să ne batem pentru acele probleme, pentru că, să știți, la Bruxelles toate deciziile se iau prin negociere. Ajungi tu un stat pe o directivă care nu te interesează sau pe un regulament, ceri sprijinul într-o altă decizie europeană. Legat de pesta porcină africană și de ce exemplu pe care l-ați dat dumneavoastră, să știți că s-au făcut foarte multe discuții cu cei de la Comisia Europeană. Fosta conducere a ANSVSA-ului din perioada, cel puțin cât știu eu, 2017-2020, a făcut foarte multe negocieri și dezbateri cu responsabilii de la Comisia Europeană. Din păcate, profesioniștii sunt înlăturați. După 10 ani. Dacă ANSVSA-ul nu este în subordinea Ministerului Agriculturii, evident, așa cum ar trebui să fie. Dar am dat exemplu pentru a înțelege în România ce înseamnă negociere. Dar are impact direct în ceea ce se întâmplă în România. Și o să vedeți că inclusiv pe pestă porcină africană vom veni la nivel guvernamental cu un set de măsuri care să, măcar în al 12-lea ceas, să dea încredere industriei de creștere a porcului din România că încă mai putem produce și să ne asigurăm independența un alt of alimentară. Of al românilor, nu doar de la țară, ci și de la oraș, este acela că ajungem acum în 2021, aproape 2022, în continuare, să mâncăm roșii din Turcia, castraveți din Macedonia și produse agricole din lumea largă, în condițiile în care noi avem să hrănim, slavă Domnului, și țara asta și poate și vecinii. Și totuși, pe piața noastră găsim aceste produse, repet, fostele state iugoslave, Turcia, nu vorbesc de UE, acolo ai să zici că sunt alte reguli, deși și acolo e ciudat să-ți vină din Olanda nu știu ce legumă, da? Haideți să mergem așa, nu se poate totuși o politică națională care să protejeze cumva legumele astea și mărfurile astea și să ajungă în stomacul românului, nu să vină roșia turcească și, eu știu, castravetele din lumea largă? Ba da, se poate. Și știți cum se poate? Foarte simplu. Noi trebuie să ne asigurăm că produsele românești ajung pe masa românilor. Cum poți face asta? Prin politici publice, care politicile publice nu sunt apanajul fermierilor. Sunt apanajul Ministerului Agriculturii, a autorităților statului care trebuie să genereze idei și să asigure cu finanțare acele măsuri publice prin care să încurajeze fermierii să producă pentru a fi competitivi pe piață. Problema cea mai mare este scurtarea lanțului alimentar. Adică de la ferma
și produsul de la poarta fermei, să faci în așa fel posibil încât el să ajungă în piața locală, în piața emergentă. Păi, păcatele mele, dacă drumul ăla e mult mai scurt decât de la Istanbul cu tirul. Este mult mai scurt dacă îți pasă. Dacă stai și te închizi în biroul ministerului, crezând că le știi pe toate și nu ai un dialog proactiv cu fermierii și producătorii români, atunci lucrurile se duc spre prăpastie. Am discutat foarte mult cu fermierii în ultima perioadă. Să știți că noi avem capacități de producție destul de mari. Avem fermieri care fac materie primă. Vorbim de zona legumicălor, de zona cerealieră, de zona plantelor pentru nutreți. Și cu toate astea noi importăm produse finite și exportăm materii prime. În capitolul pentru agricultură, în programul de guvernare, o să vedeți că am pus un loc aparte pentru tot ceea ce înseamnă industrie procesatoare. Industria alimentară își va găsi locul în prioritățile noastre, pentru că dacă nu ai o industrie alimentară unde marja de profit ca business este una foarte mică, adaptată la schimbările la nivel global de tehnologie, adaptată la reducerea costurilor și consumurilor cât mai aproape de competitivitate, atunci cu siguranță nu o să putem face asta. Povestea aceea lansată de fostul ministru Petre Daia cu angrourile acelea, nu, poate funcționa? Sau e... Poate funcționa și este funcțională doar dacă punem un management performant. De 2 ani de zile la nivelul Ministerului Agriculturii s-au reclamat între ei și au încercat să vadă ce n-a făcut bine Petre Daia. În momentul de față, Casa de Comerț Unirea poate fi cheia și soluția prin care produsele fermierilor români ajung pe masa românilor. Și lucrul acesta îl veți vedea în perioada următoare. Adică pentru că ni s-a fluturat din proximitatea unei comunități unde oamenii știu că e totul la tarabă 100% românesc. Sigur că da. Asta ni s-a fluturat în față acea idee cu 8 depozite regionale care vor fi finanțate din PNRR când cheia era în Ministerul Agriculturii. De 2 ani de zile, din 2019 până astăzi, stau în conturile Ministerului 20 de milioane de euro disponibilități pentru achiziția legumelor românești de la fermieri și transportul lor și transferul lor către consumatori. Banii stau blocați, produc dobânzi Hans și fermierii Germania. Aruncă... Fermierii din câte știți aruncă dumneavoastră, Hans în Germania mănâncă roșii din Turcia? Sau Jean din Franța? Sunt absolut convins că nu. Pentru că cercurile, circuitele alimentare integrate și lanțurile scurte alimentare funcționează foarte bine. Vreau să mă întorc la alți bani europeni, la subvenția agricolă. Da. Pentru cei care nu știu, subvenția agricolă are o serioasă componentă europeană. Dumneavoastră știți, telespectatorii nu știu dacă știu, în România a venit recent un mega control al Curții de Conturi Europene. Curtea de Conturi Europene, care a intrat în agricultorii români, care primesc subvenții pentru diferite și diverse activități agricole. Sursele mele spun că controlul ăsta n-a găsit lucruri așa cum speram noi românii și că sunt multe probleme identificate de controlorii europeni. Întrebarea mea, există cumva riscul să ni se taie această subvenție sau să se diminueze ca urmare a unor controle de genul ăsta, mai mult sau mai puțin subiective? Nu, nu există niciun risc în momentul de față și am să vă explic și dumneavoastră și telespectatorilor scurt de ce. Curtea Europeană de Conturi, EECA, în momentul în care vine și declanșează un audit care este obligatoriu la nivelul Uniunii Europene în toate statele membre, poate descoperi anumite neconformități în plata subvențiilor. Sunt fie erori de sistem, fie erori punctuale cauzate de lipsa controalelor sau controale deficitare pe fiecare beneficiar de subvenție în parte. Astfel de situații există în toată Europa. Nu există perfecțiune în domeniul gestionării fondurilor europene. Dacă am crede asta, înseamnă că nu am fi conectați la realitate. În schimb, statul membru și fiecare stat membru trebuie să-și ia măsurile necesare astfel încât ele să nu depășească un procent din totalul sumei alocate. Și vă garantez că România nu îl depășește. Asta pe această perioadă de finanțare, 2014-2020, care se extinde până în 2022. Pentru că, așa cum vă spuneam, la nivel european este un moment critic în care filozofia europeană schimbă întreaga modalitate de acțiune în gestionarea banilor europeni. Se trece de la conformitate, adică aceste controle care verifică documentele, plățile și tot ceea ce s-a realizat prin subvenții, la performanță. Și viitorul cadru european de finanțare în domeniul agriculturii se va baza pe realizarea indicatorilor de performanță. Ce înseamnă asta? Înseamnă un risc major pentru că în fiecare an,
Dacă Uniunea Europeană vine și îți face analiza nu de performezi? Impact și nu performezi, îți poate suspenda plățile și chiar reduce deci cu până la jumătate. După cine știe ce controle, dar avem această perspectivă dacă nu ne mișcăm. O am, în analiza mea și vom lua toate măsurile necesare să facem posibil citesc ca din dumneavoastră. Indicatorii de performanță să fie realizați. Am dedus după discuțiile cu producătorii de animale, cu crescătorii de animale, da, că și-au pierdut încrederea în minister. Ce aș vrea să spuneți cu asta și credeți că doar acest segment din zona agricolă și-a pierdut încrederea cu pricina? Nu. Declarația am dat-o într-un context în care mă refeream strict la o întrebare venită din partea cuiva, ce facem cu sectorul de zootehnie. Fermierii români, că sunt din vegetal, că sunt din zootehnie, că sunt din pomicultură sau din celelalte ramuri, în general și-au pierdut încrederea în Ministerul Agriculturii, pentru că, din păcate, în ultimii 2 ani s-au ridicat niște ziduri. Ziduri între funcționarii din minister și fermieri. Zootehnia este extrem de importantă pentru ce avem de făcut în viitor, așa cum v-am spus, de industria alimentară. Pentru că închiderea lanțului cu materiile prime pe care noi le producem în România nu se poate face decât în zootehnie și în industria procesatoare. Dacă fermierii, crescătorii de animale, nu au sprijin din partea statului cu programe de ajutor, cu programe în vederea asigurării materialului de reproducție, cu programe de ameliorare și păstrare a geneticii naționale, cu programe de încurajare a creșterii de animale în zonele depopulate sau în zonele care au potențial mare, dar au fost depopulate și au părăsit această tradiție, oamenii nu se vor mai întoarce înapoi la agricultură și la zootehnie. Avem programe speciale pentru reproducția la porc și pasăre. Avem în vedere extinderea bunăstării animalelor pentru ovine și bovine, pentru că până acum au avut acest tip de sprijin doar cei din sectorul avicol și sectorul suin. Și zootehnia României trebuie să înflorească din nou, pentru că avem cu ce. Cea mai importantă resursă sunt oamenii. Avem oameni dedicați domnul care vor să crească suntem animale. Suntem la a doua parte a emisiunii noastre deja, timpul trece și vreau să nu evităm câteva subiecte, zic eu, de maxim interes. Unul dintre ele este următorul. Dacă eu, Dan Bucura, sau oricare din telespectatorii noștri, ne dorim să devenim agricultori în Franța, în Germania, în Austria, mai exact investitori, să cumpărăm pământ acolo, o să ne ușuiască statul respectiv de nu ne vedem. Suntem printre puținele, dacă nu singura țară din Uniunea Europeană, care ne vindem terenul agricol străinilor. Și într-un mod agresiv, aș putea spune, că se întâmplă acest fenomen. Foarte mulți străini au devenit proprietari agricoli majori în România. Cât de firesc, cât de normal e. Nu vreau să intrăm într-o tentă de asta naționalistă, extremistă, dar totuși, cât de firesc este ca oamenii aceștia să poată cumpăra la liber terenul românesc, iar noi, dacă avem și noi bani, dorința să investim, să facem același lucru în lumea civilizată din vest, să nu putem face asta. Să facem noi asta în țările vestice este imposibil. Tocmai. Dar ceea ce s-a întâmplat în România, mă bucur măcar că s-a stopat sau s-a diminuat drastic. Nu putem spune că ne vindem terenurile, ci putem spune că ne-am vândut terenurile. Pentru că în 2020 a apărut modificarea legii 17 privind vânzarea terenurilor și s-a pus stop vânzării terenurilor către cei care nu au domiciliu în România de minim 5 ani, care nu derulează activitatea agricolă, s-a pus acel impozit de 80% între prețul adică de achiziție și prețul de vânzare. Sunt în continuare unii. Sunt străini care au 5 ani domiciliu. Sunt unii, dar asta înseamnă că derulează activitatea economică în România, dau locuri de muncă în România, activează în domeniul agriculturii aici și nu mai există riscul fluctuației. Problema cea mai mare a fost achiziția de teren agricol din partea acelor fonduri de investiții care au făcut doar speculativ. Au cumpărat terenurile cu sume ridicole și acum vând către fermierii români cu sume foarte mari. De aceea noi am venit cu acel impozit de 80% pentru diferența dintre prețul de la momentul achiziției și momentul vânzării, astfel încât să ne asigurăm că nu vor mai exista astfel de acte speculative. Da. Credeți că a fost numai puțin mai vreau să fac politică sau o chestiune? Păi a fost politică, vă spun de ce. S-a dovedit că imediat după ce a intrat în vigoare această lege, ministrul agriculturii aflat în funcție împreună cu cei din USR au depus un proiect de act normativ în Parlamentul României care să dea voie din nou achiziției de teren de către străini.
Cum o judecați dumneavoastră? Ministrul Agriculturii, și românii, cum o judecă? Ministrul Agriculturii nu era userist. Din nu, era penelist. Au găsit o politică luați, comună. Luați proiectul de lege, inițiativa legislativă din Parlamentul României și o să vedeți că la înțelegem inițiatori... că există presiuni să se vândă în continuare terenul... Da, sunt presiunile fondurilor de investiții care găsesc oameni care nu-și iubesc țara și în Parlamentul României și la Bruxelles și care au astfel de inițiative legislative care sunt îndreptate împotriva poporului român. Da. Și o spun gravă, cu toată responsabilitatea. Gravă această clarificare a dumneavoastră, să spunem este așa. Este realitatea. Mai am o scurtă întrebare înainte să trecem la flash interviul nostru. O să vă explic foarte repede ce e și cu ăla. Exista o imagine care pe mine ca jurnalist m-a frapat așa la vremea respectivă. Noi am avut în România tot felul de cataclisme, inundații, naploase, etc. și așa mai departe. Imaginile erau simple, erau cu oamenii aceștia amărâți din agricultură, necăjiți, cu capul în jos, disperați, care se trezeau la locul dezastrului cu tot soiul de funcționari și de oameni importanți din Ministerul Agriculturii. Oamenii aceia veneau și cu televiziunile după ei, era alai mare. Se constata și se aruncau niște sloganuri, niște promisiuni. Promisiuni. Vom face, vom drege, noi vom face digurile, nu o să vă mai inunde niciodată apa, noi vom aduce... apa atunci când e secetă, noi vom face și vom drege. Imaginea asta ținea fix cele 10-15 minute în care demnitarul cu alaiul său, inclusiv presa, transmitea în fața camerelor acest mesaj. La un sfert de oră, jumătate de oră după aceea, oamenii plecau, iar acei agricultori nepăstuiți rămâneau în continuare exact în aceeași situație. Se vor mai întâmpla astfel de... lucruri? Sau țineau 30 de zile cât a fost campania electorală. Dacă că aveau norocul să fie campanie... În 2020, înainte de campania electorală, am văzut foarte mulți funcționari din Ministerul Agriculturii sau secretari de stat, chiar și Ministrul Agriculturii, promițându-le fermierilor, cu fermitate și cu demnitatea funcției, că vor fi plătiți acei bani pentru despăgubirile de secetă din primăvara anului 2020. Asta a ținut fix până pe 6 decembrie. Când au venit cu legea bugetului în Parlamentul României, în audierea pe care am prezidat-o în calitate de președinte al Comisiei pentru Agricultură, am propus împreună cu ai mei colegi parlamentari din PSD un amendament să se plătească despăgubirile către acești fermieri năpăstuiți. Știți cine a votat împotriva acestui amendament? Să nu spuneți că totul se reu. Ministrul Agriculturii. Am înțeles. Și de ce fac această remarcă? Pentru că am venit în prima zi în minister joi și am preluat mandatul și am fost obligați să dezangajăm niște sume identificate ca necheltuite în bugetul Ministerului Agriculturii în timp în care fermierii strigau disperați. Domnule ministru Oro, să aveți multe, fost ministru Oro, să aveți multe explicații de dat. Nu le-ați dat nici în timpul mandatului, nu o să le dați nici acum. Asta e. Românii au văzut, poate vor ține minte. Fermierii cu siguranță vor ține. Domnule ministru, interviul flash al nostru e pe ultima parte a emisiunii, presupune 10 întrebări. De-aia zice flash pentru că trebuie să fie scurte. Eu vă recomand undeva la 30 de secunde, maxim un minut pentru fiecare, pentru că va veni publicitatea peste noi fix peste 7 minute. Așa că să nu mai lungim vorba, începem de la 1 la 10. Ține de dumneavoastră, puteți prelungi mai mult la una, mai puțin la alta. Clarificați cât se poate de repede povestea din trecutul dumneavoastră legată de 2 și un sfert. Ați avut sau ați vreo secundă intenția să ascundeți acest aspect? Este o aberație. N-am lucrat niciun minut, nicio secundă la această unitate 2 și un sfert pentru că aveam 16 ani când a fost desființat. Cum a apărut această poveste legată? Am lucrat într-o structură a Ministerului de Interne, se numește Direcția Generală de Informații și Protecție Internă. Am lucrat pe zona de protecție și anticorupție a personalului propriu a Ministerului, n-are nicio treabă cu ascundere. Dacă studiați CV-ul meu care este public, o să vedeți că am specializare în investigarea fraudelor, anticorupție, afaceri interne și relații internaționale. Am studiat CV-ul dumneavoastră și de asta întrebarea numărul 2 este următoarea. Cum se face că un absolvent al Academiei de Poliție cu două studii master în zona de siguranță și securitate națională ajunge să facă acum carieră la Ministerul Agriculturii? Asigurarea hranei populației face parte de tot din sectorul securității și siguranței naționale, iar istoria familiei mele cu un tată care 40 de ani a servit câmpurile patriei în calitate de inginer agronom, director de stațiune agricolă și inginer șef în stațiunea de cercetări agricole la Caracal, cred că îmi dă dreptul măcar să simt românește și să simt această meserie onorabilă pe care fermierii români o fac.
puteți nominaliza unul, maxim doi miniștri ai agriculturii de la Revoluție până astăzi pe care să-i catalogați ca având o activitate foarte bună? Da, Petre Daia și Decebal Traian Remeș. Mă așteptam să spuneți Petre Daia, atunci completez întrebarea. De ce nu e Petre Daia la Ministerul Agriculturii astăzi? Asta trebuie să vă răspundă cei care au luat decizia. Se poate spune despre dumneavoastră... Dar să știți că cu domnul Petre Daia am o relație excepțională. Dânsul este membru de partid, este șeful Departamentului de Agricultură din PSD și colaborarea noastră este una excepțională. Noua schemă de... Lucrăm complementar în echipă pentru a pune în aplicare programul de guvernare pe care l-am scris împreună. Se poate spune despre dumneavoastră că ați fost sau sunteți omul lui Liviu Dragnea, având în vedere că el v-a promovat pe o funcție importantă la agenția AFIR? Niciodată. Liviu Dragnea nu m-a promovat la AFIR, eu am fost propus de Partidul Social Democrat, Organizația Județeană Olt, în toate funcțiile politice pe care le-am deținut. La AFIR am dat examen pe post și am câștigat acel examen. Dacă după o perioadă de timp vă las pe dumneavoastră să o identificați care ar fi ea, veți vedea că ideile, proiectele și solicitările dumneavoastră nu se vor materializa, nu o să aveți pe românește sprijinul necesar, o să luați decizia să vă dați demisia de la minister? Dacă voi considera că nu pot face ceea ce mi-am propus, cu onoarea și demnitatea care mă caracterizează, cu siguranță da. Care ar fi acea perioadă în care să tot încercați și să vedeți că nu se poate? Eu nu o să încerc, eu o să fac lucruri. Dacă va veni acel moment, o să-l simțim cu toți. Credeți că astăzi... Dar mă îndoiesc că va veni acel moment. Credeți că astăzi sau până acum câteva zile, până ați venit dumneavoastră la Ministerul Agriculturii, exista acolo multă incompetență și reavoință? La nivel de management, cred că a fost lipsă de preocupare și bună credință. Ca să nu zic rea credință, cum a spus dumneavoastră. Sunteți mason? Experți, nu sunt mason, nu am fost niciodată în nicio structură care nu are legătură cu servirea intereselor statului român sau cu... Considerați totuși că această... Sau cu ceva calitate, care nu este la vedere. Această calitate a dus sau aduce multe promovări în structurile importante ale statului în vremurile noastre? Nu cunosc sistemul, n-am făcut parte din el niciodată, nu știu ce înseamnă să fii mason sau să nu fii mason. Eu știu doar că atunci când îți iubești țara și vrei să o servești, faci totul cu toată priceperea care te caracterizează. Domnule ministru, cât costă o franzelă aia simplă și cât costă un kilogram de făină? Franzela de 300 de grame undeva 1,1-1,3 lei și... Un kilogram de făină. Un kilogram de făină în industria prelucătoare 1,7-1,8 lei. La magazin o să-l găsiți cu 4,5-5 lei. Oho, deci m-ați lămurit cu toate răspunsurile. Da, pentru că în industria de panificație se achiziționează la tonă și o tonă undeva la 1700 de lei de făină, dar pe raftul magazinului, atunci când vorbim de un produs la bucată, făina este 4,5 lei. Puțină politică pe final, așa. Ce șanse dați actualei coaliții să rămână 3 ani până la alegerile la termen? Dacă toți decidenții politici sunt maturi, inteligenți și iubesc țara, așa cum au fost capabili să creioneze această coaliție uitându-se la lucrurile care ne unesc, așa trebuie să facem tot ceea ce ține de noi, să o menținem în continuare și să facem lucrurile pe care le-am promis românilor. Să știți că dacă această coaliție nu lua loc, România se afla în pragul dezastrului și o spun cu responsabilitate și o să vedeți în următoarea perioadă la ce riscuri vom fi nevoiți să răspundem. Putem cataloga drept un beneficiu dispariția în totalitate din structura guvernamentală a fostului premier Florin Câțu? Nu mă pot pronunța cu acest aspect, dar cu siguranță va fi benefic. Faceți totuși parte dintr-un partid care l-a dat jos din funcția de premier. Cu siguranță va fi benefic. Cunosc membrii cabinetului și am toată încrederea că sunt oameni responsabili, iar în echipa pe care premierul Ciucă a reușit să o creeze în aceste puține zile în care lucrăm împreună, cu siguranță vom performa. Domnule ministru, 30 de secunde până la publicitate. Promisiunea noastră solemnă, majoră, față de români în mandatul noastră la agricultură. Că o să le servesc interesele în tot mandatul și în toată perioada în care voi fi ministru al agriculturii, interesele lor. Noi, cei din Ministerul Agriculturii, trebuie să muncim pentru fermierii români, așa cum fermierii români muncesc pentru fiecare român pentru a-i aduce produse proaspete și produse românești pe masă. Domnule și domnilor, acesta a fost primul dintre miniștrii cabinetului Ciucă pe care vi am adus aici la selectiv. Vor fi mulți, o să vedeți.
Îi mulțumesc încă o dată domnului Chesnoiu. Noi ne întoarcem după o scurtă pauză de publicitate pentru a am câteva grozăvii să vă arăt. Credeți-mă, o să vedeți despre ce e vorba. Mulțumesc și eu pentru invitație. Trebuie să mă uit așa bucuros la cameră, la dumneavoastră și să spun da, în sfârșit au venit testele rapide, alea din salivă. Școlile au cu ce să testeze elevii, o să fie bine, dragi părinți, bucurie. Nu, nu e nicio bucurie. Prieteni dragi, uitați-vă în spatele meu ce mizerii, ce porcărie, nu pot să o descriu altfel, a ajuns în școlile din România, da? Această porcărie. De ce e porcărie? Am să vă explic. Aici, în ce vedeți, în imaginile astea, să le rulăm și mulțumesc lui Alexandru Chirițoi, sunt la Bax testele astea care au venit, da? Sunt 30, 50, sunt aruncate efectiv în punge acolo, nu e nimic aseptic, nu e nimic steril, nu mi se pare nimic. Iar după ce au ajuns în școli, copiii, fiecare bucată cu bucată, vor trebui testați. Ei nu vor fi aduși la grămadă, evident, o vor face probabil părinții, că nu avem personal medical și până la urmă e corect asta. Dar părinții cum să ia? E bine că am ajuns la părinți. Vă spun cum au făcut în școli, pentru că așa e când primești un bax de 50 de bucăți, ce faci? Păi nu faci nimic, vă spun eu, ei chem 2-3 părinți voluntari și le dai cu toptanul testele astea să împartă la rândul lor cu mâna liberă către ceilalți părinți și fiecare copil să primească o bucată, două, nouă, câte au stabilit acolo în școala respectivă. Uitați imagini de la părinți, dragii mei, părinții aceia voluntari care au luat aceste teste și mi-au trimis, mi-au scris disperat și pe pagina de Facebook și pe canalul emisiunii, uitați-vă, domnul Bucura, cum trebuie să facem. Deci omul, părintele, primește 30 sau 40 de teste pentru clasă, unele sunt într-o singură pungă, dacă s-a îmbalat, nu știu, de 25 să spunem, și restul trebuie să le ia profesorul sau cei de acolo, le împart și le dau oamenilor. Și acea doamnă care mi-a trimis, de exemplu, imaginile de mai devreme, cum vedeți, și a pus niște mânuși, e un om responsabil, na, asta felicitări până la urmă, și a pus niște mânuși de protecție, a luat marfa, efectiv așa cu halca, și se duce, se întâlnește cu ceilalți părinți și începe. Costel ia două bucăți, Gigel două bucăți. Deci astea sunt celebrele teste. Deci am ținut să vă arăt asta, pentru că așa face un stat îngenunchiat, un stat dispus să înghită orice, sau poate un stat corupt, nu mă feresc de cuvinte. Pentru că în licitațiile de teste, astea cu toptanul, și avem noi aici lotul 1, ăla celebru lotul 1, cu botezați, cu interlop, cu tot felul de lucruri de genul ăsta. Da? Ăștia, băieții ăștia, au adus primele teste în, cu toptanul. De ce? Pentru că ei fac cheltuielile de transport mult mai mici când nu au bucată cu bucată, cheltuielile de ambalare, le-au adus să le și le spele pe cap cu ei fraierii de români, școlile și ministerul, da? Cam asta e managementul acesta teribil, managementul acesta grozav, ca să înțelege. Important e ca domnul botezatul să fie liniștit și ceilalți domni care vând să meargă profitul. Noi, la noi nu contează că le împărțim ca pe, până la urmă sunt pomeni, da? Așa o să le vadă unii dintre români, pomeni. E bine, nu sunt pomeni, pentru că toți plătim și am plătit pentru ele, firar să fie. Iar acești guvernanți ticăloși, că altfel nu pot să-i numesc, ar trebui să fie mai atenți când fac licitații și ce cumpără. Nu contează că-s din China, că s-a dus, dar să nu ne bat jocorească. Cam asta a fost partea de imagini revoltătoare de care vroiam neapărat să fac vorbire astăzi, pentru că mi s-a părut revoltător, n-avem timp, știți că asta e emisiunea, e scurtă atâta cât e. Eu vă mulțumesc tuturor ca de fiecare dată că ați fost selectivi și că ați stat alături de noi în această duminică. Vă aștept duminica viitoare cu subiecte la fel de importante și de interesante. Rămâneți în continuare alături de B1 TV, dragii mei, și o seară frumoasă să aveți! Respiră aer curat la Arbor Residence în Mogoșoaia. Vezi meteo și calitatea aerului.